bine v-am găsit la mulți ani, emisiune ce frumoase. Faci, draga mea, iubita mea, bine ai venit, saluta. Bine ai venit, te pup. Emisiuni frumoase cu... Mulțumesc. Situații rezolvate. Cu situații rezolvate, cu soluții, corect. Soluții. Ce faci tu, Irena? La mulți ani și încă o dată și mă bucur că ai răspuns invitației noastre. Mulțumesc frumos. Stai să-mi găsesc locul pe scaun. S-ar putea să fie cam înalt, nu? Că și am problema asta. Mai stai mai mititele. Stau așa, da. Esențele tari se țin în sticluțe mici. Corect, corect. Ce faci? Cum ești? Sunt bine, mulțumesc frumos. Anul 2020 a fost un an important pentru mine pentru că m-am mutat la casa mea. Aici în România? Da, aici în București. Să fie într-un ceas bun. Cum fac te simți? Rădăcini. Cum te simți? Sunt bine, mulțumesc frumos, sănătoasă, sper să fie așa pe mai departe. M-am adaptat deja și la România. Eu, de fapt, din 2015 am venit în România, după ce am divorțat. Deoarece, da, acolo am crescut, m-am format. La Chișinău, la tu vorbești de Chișinău. Și, apropo, prima facultate, am făcut școala de asistente medicale. Da, știu, am vrut să te întreb. Așa că eu acum cum pot să lucrez. Cum ai venit tu de la... Deci, ai făcut școala de asistente medicale la Chișinău, da. Dar ai avut totuși legătură și cu liceul de muzică sau... Nu. Am făcut școala de asistente medicale, adică colegiul de medicină se numește acolo. Da. După ce am făcut și am lucrat și am văzut că nu e pe placul meu și veneam acasă și plângeam și, Doamne, am zis că trebuie să merg unde îmi place mie și în 2004 am intrat la actorie. Tot la Chișinău. Tot la Chișinău. Abia după aceea ai venit la Universitatea Iași. Din Iași. Da. Eu am absolvit teatru. Acolo, am lucrat în teatru și în 2015 am zis că trebuie să schimb ceva în viața mea după divorț și așa se mai întâmplă. Unde ai divorțat? Aici la noi? Nu, sau? Acolo. 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 Erai măritată cu un cetățean din Republica Moldova, dar nu a fost să fie, sau mai bine zis, a fost prea repede s-au întâmplat lucrurile și când te grăbești nu e bine. Și după asta am zis trebuie să plec pentru că eu mă plictiseam și rutina de zi cu zi, intram într-o stare foarte proastă și am zis că nu, trebuie să schimb lucrurile. Dar și el a venit cu tine sau tu înainte să vii în Iași ai divorțat? Înainte să vin. Deci a fost o schimbare radicală în viața ta, radicală, și de țară, și de carieră, și tot. Și am venit la nimic, adică, bine, eu am fost conștientă că las acolo și teatru, și apartamentul, colaborarea cu un post de televiziune, era ceva de genul Serviciu Român de Comedie, și noi eram o grupă de actori și făceam sketch-urile acolo. Aveau pâine bună acolo aveau și aveai pâine un nume. Bună și uite că... Nu trebuie să-ți pară rău să o iei de la capăt, trebuie să fii puternică. Cei care, mă rog, poate vor să o ia de la capăt cu situația asta, oricum trebuie să ne reinventăm și să ne reorientăm profesional. Corect. Ne apucăm de vândut covrigi, de nu știu, de ceva. Așa că a fost grea schimbarea, dureroasă. Cred că am avut și un pic de depresie. Nu știu cum se manifestă depresia, dar probabil am avut, deoarece am ajuns la Iași la nimic, stăteam în cămin cu 5 fete, cu câți ani aveai? La comun. Câți ani aveam? Cred că aveam 37. Deci erai deja divorțată și studentă la Iași la 37 de ani, da. Într-o țară străină, da. Pentru tine și în care nu cunoșteai pe nimeni. Căministă cu niște fete care aveau 20 de ani. Fetele tot erau din Republica Moldova. Am și înțeles. Mai greu era că ele mă știau de la televizor și nu știau cum să vorbească Doamna cu mine. Irena! eu știu. Mă rog, știind că ele mă știu, deja nu puteam să-mi dau reacția pe față. Da. Mamă, cum e asta în cămin? Vai, ai stat și tu în cămin cu baie la comun, baie mixtă, am nu? Am avut noroc că căminul din Iași pentru cei de la facultate de teatru, pentru academie... Uite, a stat și Cosminat în același cămin, că i-a terminat tot Universitatea de Arte. Da, dar aveam noroc că căminul ăla avea baia în cameră. Lux, tati! Nu te supăra, lux! Bucătăria la comun. Nu, dar era... Aveați și bucătărie? Aveam și bucătărie. Lux! Nu, era ok. Dar mai greu era că eu eram învățată în apartamentul meu cu lucrurile mele acolo la comun, nimic, cu fetele. Da. Și seara înainte de culcare aveam așa un obicei. Vreo 3-4 luni îmi puneam cearșaful în cap și trăgeam un bucet așa din toți flămânii. Deci ai trecut prin... Ai avut da, o depresie pe care să nu, poate... Să nu mă vadă. Ai trecut printr-o depresie totuși cu toată asta schimbarea zic, asta. Da, pentru că eu mi-am dat seama unde am venit. N-am ce nimic. Fac? Și ai tăi ce spuneau de acasă? Nu, i-au zis pleacă, te ajutăm noi, dar mai bine pleacă. Eu aveam 200 de roni când îmi dădeau de acasă bani.
în 2015, îmi dădeau 200 de roni și eu banii ăia trebuia să-i împart pe o lună. Ajung o lună întreagă, doar da. Pe mâncare, că nu era vorba de alte chestii. Și noi fiind vreo trei fete care ne înțelegeam, am zis, ne împărțim, tu cumperi săptămâna asta. Spuneați de mâncare. Că cumva la comun, știi, bugetul. Și da. Cumpăram mâncare care să ne țină de foame. Cartofi, orez, paste, care le faci legume pentru ciorbă ca să te țină pe 3-4-5 zile. Și cam așa a fost până când s-a început colaborarea cu Teatrul Național. Până când am început să câștig un pic mai mult, era 250 de lei de spectacol. Aveai 50 de lei în plus, aveai și statut de colaborator. Aveam noroc că se jucau 2-3 spectacole și atunci se mai adunau niște bănuți, dar oricum. Apoi nu m-am adaptat foarte bine la ea și în 2017 am venit în București. Tot așa, la nimic. Nu, aici am venit pentru un proiect la Circul Metropolitan, dacă nu greșesc, nu știu cum se numește acum. Globus, da. E Circul Metropolitan, așa. De stat. Da. Și aveau niște spectacole în care eu am fost implicată și am avut noroc venind pentru acele proiecte. Ei mi-au plătit cazarea și eu primeam un salariu de la ei pentru spectacolele jucate. Și stăteam în inima Bucureștiului, pe Decebal, Alba Iulia, deci. Adică am intrat cu dreptul intrat în București. În bine. După ce s-a terminat proiectul, am zis, lasă că eu mai găsesc în timp cât lucrez să mai... Bine, oricum mai jucam, plus că am colaborat cu Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Da, a făcut o piesă superbă, Strănepoții lui Tănase, te-am văzut acolo, superb număr la Teatrul de Revistă. Și apoi s-a început în toamna lui 2018, eu căutam un text ieri, pentru că vreau să merg pe sketch-uri și pe monologuri comice, pe parodii muzicale și am întrebat de cineva de un text ieri și zice, da, începe sezonul 6 la umor, nu vrei să te duci? Adică... Și zic, băi, ce am de pierdut? Că o fi rău, că o fi bine? A fost lovitură. A fost lovitură și din momentul acela, dintr-o fată care era mai puțin cunoscută la noi în țară, ai devenit pe buzele tuturor și cred că a fost un boom, o explozie. Și semeni foarte mult, adică cine te-a machiat și te-a aranjat. Da. Și, da, nu m-am gândit absolut deloc la faptul că va avea așa un impact. Eu am vrut doar să-mi fac treaba bine, pentru că totuși când vin în Republica Moldova și acolo oamenii te cunosc altfel, ți-e și frică cumva să nu dezamăgești, pentru că tu, nu știu, ai un anumit nivel și, na. Dar până la urmă... S-a schimbat în viața ta, în sensul că ai avut mai multe colaborări, au venit și bănuți mai mulți. Am avut evenimente, într-adevăr. Ai avut? Și cert este că după Ai Umor, într-adevăr, eu până acum eram mai mult cu teatru dramatic, dar acum, sigur, o să merg pe parodii muzicale și pe sketch-uri și pe monologuri comice, pentru că, nu știu, e... Îmi place asta. Și dacă înainte m-ar întreba cineva dacă aș vrea asta să fac, cred că aș zice nu. Dar iată că din păcate, asta te-a făcut să iei o decizie în ceea ce privești. Asta e calea pe care vreau să merg. În viață și probabil așa trebuia să fie. Eu venisem cu o simplă idee, cu altă idee tot de sketch și cumva întâmplător am aruncat și ideea asta. Zic, poate fac și parodie. Dar totuși cumva am fost... Ai avut inima strânsă. Am fost reținută, că zic, băi, eu n-am încercat niciodată. De ce eu am zis asta? Au vorbit îngerii de sus pentru mine, probabil. În fine, nu știu cum s-a ajuns până aici. Și după ce a fost primul impact, oricum eu nu mă așteptam să ajung în final, mai ales și să câștig. Adică eu vedeam de treaba mea acolo. Zic... Uite, vreau să te întreb eu că lumea, dacă tot ne aflăm la televizor, vreau să te cunoască mai bine. Da. Din câți frați vii tu? Eu am un frate mai mic, cu 6 ani decât mine. Să trăiască. El a rămas acolo în Republica el Moldova. El e acolo și el deja are grijă de părinți. Bine, părinții sunt la țară și mulțumim, sunt sănătoși. Și asta e cel mai important. Se descurcă ei singur, dar oricum el este acolo și deja are grijă de ei mai mult. Eu așa. Foarte rar merg acasă. Acum ai zis de divorț. Cât timp a durat căsnicia? Deci noi ne-am cunoscut în 2010... și în 2014, în 2012 am făcut nunta și în 2014 am divorțat. Dar el era de meserie actor sau venea dintr-o altă? El era stilist. Și ce n-a mers între un stilist și o actriță? Care mai era și vedetă de televiziune acolo în Republica Moldova. Bine, eu sunt mai modestă de fel. În fine. Nu fi. N-a fost... nu, în televiziune nu trebuie să fii modestă. Am prins la tupeu. Fiind în București, m-am învățat.
Trebuie să te adaptezi. N-ai cum să reziști altfel. Păi dacă nu muști tu, te mușcă alții. Și aia e. Am aflat că el avea și alte plăceri, altă orientare sexuală. Și atunci nu am putut să continui. Mamă, la asta nu mă așteptam. Cred că nici părinții. Da, de ce să mai căsători? Adică, până la urmă, nu e nimic de condamnat, dar de ce mai încurci viața altcuiva dacă știi că nu poți să duci relația? Probabil el n-a gândit că e o problemă atât de gravă sau... Păi și tu cum ai aflat? Femei care acceptă și așa ceva. Noi am mai avut și alte altercații și a fost și un pic violent și cumva datorită acelui fapt eu am zis că oprim treaba aici, că nu merge mai departe. Și cumva prietenii, după ce noi ne-am despărțit, eu am început să aranjez puzzle-ul, pentru că erau situații care nu le putem eu aranja. Și toată lumea din jur îmi zicea, băi, dar tu chiar crezi că nu o să găsești alt băiat? Și zic, dar care-i treaba? Zice, păi, adică uite, lumea, într-un fel, te pregătea pe tine, nu voia să-ți spună. Și tu ziceam, mă, poate îți găsești alt băiat. Dar el avea o relație stabilă, adică tu, fără să știi, îl vedeai tot timpul cu același... Nu-l vedeam. El mai pleca pe aici, pe acolo, cumva se vedea din exteriorul lui, dar... Îți zic, sunt femei în Republica Moldova sau chiar și aici care acceptă doar ca să fie într-un cuplu și cumva el mi-a reproșat după mai mulți ani că, uite, mai bine făceam un copil. Zic, o să fac un copil și ce? Adică el nu este conștient de anumite lucruri. Dar el ce a zis? Că nu e nimic grav. Dar ți-a confirmat? Adică ți-a spus că da, într-adevăr? L-am întrebat deja, cred că după un an sau doi, pentru că trebuia să facem actele. Și i-am zis, zic, dar de ce nu recunoști că... Ei, nu. Bine, el este și un pic mai ciudățel așa. El și-ar fi dorit un copil cu tine? Lui pare rău că nu am făcut un copil, da. Bun, da, ce să spun, lucrurile astea într-adevăr sunt șocante pentru cineva care nu știe și spune că credea că își cunoaște partenerul. Până la urmă, repet, nu e nimic de condamnat, fiecare e liber să facă ce vrea cu viața lui. Dar nu încurca viața altora sau nu-i minți, pentru că, iată, poate rămâne cu traume, cu neîmpliniri, cu un eșec. Nu rămân, cred că părinții mai greu au reacționat la divorț. Dar chiar părinții știu motivul? Părinții știu motivul foarte greu. Deci nu, în Republica Moldova, oricum, conceptul, felul de a gândi este mult mai... Da, nu, hai să spunem așa, că sunteți mai tradiționaliști, poate, mai conservatori, și dacă părinții stau și la țară, cum spuneai tu, sigur nu sunt la fel de emancipați și de open-minded cum sunt oamenii care trăiesc în marile orașe sau în marile capitale occidentale. Da? Deci e o chestiune care, până la urmă, e de bun simț. Așa sunt părinții noștri, nu doar ai tăi. În general, noi venim dintr-o astfel de generație. Am venit de Crăciun acasă, pe 7 ianuarie, la noi se face pe stil vechi, și mi-am zis că, uite, noi ne despărțim. I-am explicat într-un fel ca să înțeleagă și ea. Dar tu aflasești fără ca el să știe? Nu, eu știam, adică deja aflasem, da. Și nu vorbisești cu el despre asta? Nu. Dar i-ai zis că vrei să vă despărțiți. Noi ne-am despărțit vara și el a zis, ok, ne vedem fiecare de viața noastră, dar hai să nu spunem părinților. Și cumva jumătate de an eu am tot mințit, spunând că noi suntem bine și el baie la muncă, baie pe aici, baie pe acolo. Am zis, dar okay, tu când ai aflat, dacă nu aveai probe și nu l-ai văzut tu cu ochii tăi, nu, deci cum ai crezut? Se simțea și se... era multă lume care mi-a zis din start, zice, am știut oricum că nu o să fii cu el. Dar și eu vreau prieteni să întreb acum, direct, sigur, cu perdea. S-a văzut asta și în relația voastră intimă? Adică te neglija? Cum să zic, practic el era mai mult... Era mai puțin bărbat decât trebuia să fie. Am înțeles. Și atunci lucrurile cumva... Ai rămas cu o traumă sau ai simțit divorțul ca pe un eșec? Nu. Divorțul, am zis căsătoria. Că lucrurile se întâmplă în viață ca să învățăm anumite lucruri. Și mulțumesc bărbaților care au fost în viața mea, pentru că acum sunt o variantă mai bună a mea. Dar tu acum cum stai cu viața sentimentală? Sunt singură.
Am fost cu cineva, dar ne-am despărțit. Oricum, aici prefer să nu vorbesc, pentru că e totuși... O să-mi amintesc ce a fost frumos din relație și atât, dar acum sunt singură, la moment sunt singură. Este foarte greu să-ți găsești omul tău, pentru că cel cu care am fost aici în București, el nu era nici el actor, era om simplu și am început după aia să am evenimente. Și era greu să te înțeleagă. Foarte, era gelos, era foarte posesiv, și, dar eu acum știu că el este bine. Mai ținem legătura atât cât când va poate. Veni să vină acel bărbat care să fie pentru tine, va fi cel care te va înțelege, te va aprecia, te va încuraja și te va susține în tot ceea ce vrei tu să faci. Așa e bine să se întâmple în fiecare cuplu. Adică nu trebuie nici să te cenzurezi, nici să spună că nu trebuie să faci aia, nici să spună că nu poți să faci aia. El trebuie să vadă potențialul și să ți-l amplifice. Nu e bine să tolerăm anumite lucruri în cuplu și de regulă când se despart ambii sunt vinovați, pentru că el e vinovat că face, tu ești vinovată că ai tolerat. Corect. Așa că ambii suntem vinovați. Irena, știu că tu ai mai avut o cumpână chiar de la naștere. Da. Tu ai fost născută prin cezariană și s-a întâmplat ceva. Un accident. Ce s-a întâmplat? Eu m-am născut prin cezariană și eram cu fața în sus, adică sper să se înțeleagă. Și când s-a făcut incizia, mi-a fost atins nervul la ochiul stâng. Cumva nu mă afectează pe de-o parte, dar eu nu mai văd absolut deloc cu el. Și dar bine, adică asta pentru mine acum e mai puțin important, pentru că oricum fac ceea ce îmi place și tot timpul, adică am vrut să fiu actriță și o fac ceea ce îmi place, pentru că sunt oameni cu traume mult mai grave, fără mâini, fără picioare, dar oricum ei fac ce le place. Tu nu poți vedea cu ochiul stâng? Da, eu nu văd absolut deloc ochiul stâng. Deci tu nu vezi deloc un ochi? Nu. Nu poți lua permisul de conducere din cauza asta? Nu știu, n-am fost. Nici n-ai încercat. Vreau să merg, dar nu știu. Din punct de vedere estetic, ai rezolvat problema ca să poți deveni actriță, adică să poți să ai... Estetic oricum este ok. Am făcut o... Bine, eu cât am fost mică, am tot umblat pe la spitale, pentru că inițial nu se înțelegea, dar pe parcurs ce creșteam se vedea că ceva nu este ok. Și atunci am tot mers pe la spital, intervenții ca până la urmă am avut noroc că mătușa din partea tatălui, din partea mamei, este șefa secției la Spitalul Republican din Chișinău, la oftalmologie, și atunci ea deja ținea pulsul și îmi spunea, uite că este procedura aia, uite că se poate de făcut aia, și am găsit o soluție, se numește un fel de proteză oculară, adică e ca o lentilă care îți face să fie aspectul... Dar tu în acest moment ai o proteză oculară? Da, e o proteză oculară. Am înțeles. Și deci nu vezi deloc cu ochiul stâng. Uite, asta este o chestiune pe care nu știam despre tine. Păi nu se observă, nu se vede și ai trecut atât de ușor prin această... Ușor, cel puțin aparent. Tu râzi cu ochii. Tu vorbești cu ochii și ca să poți transmite ca actor ceva ce alți actori transmit cu ambii ochi, tu să faci cu unul singur, mie mi se pare performanță, har de la Dumnezeu, talent și un munte de voință. Da, un munte de încredere și de voință. Eu am făcut un monospectacol despre Edith Piaf și acolo la un moment dat era o replică. Ea zicea că am trăit o viață cât o mie. Eu trăiesc o viață cât o mie, adică ținând cont de toate câte mi s-au întâmplat și cine știe ce se mai poate întâmpla. Da. Irene, ai trăit foarte multe lucruri. Iată, ai avut această decepție în căsnicie, n-am știut despre ea. Nu știu dacă e o decepție, e o... Nu da, bun, la modul de viață pe care trebuia să o trec. Da, la modul că cumva fiecare când se căsătorește vrea să o facă pe termen lung spre toată viața, știi? Și atunci sigur că nu e bine venit nici pentru tine, nici pentru familie, pentru prietenii tăi, pentru ca după 2 ani să divorțezi din acest motiv, iată. Vorbesc chiar și despre accidentul de la naștere, care sigur că pentru tine ca actor a însemnat o provocare în plus și ai depășit-o cu brio, fiindcă dacă n-ai fi spus, noi n-am fi știut, cred că multă lume... Eu pur și simplu deja știu, mă cunosc foarte bine și știu ce trebuie să fac ca să nu se observe. Dar se mai observă oricum. Nu bate foarte tare la ochi, dar se... Nu bate foarte tare la ochi. Asta mi se pare... Ochiul tău nu bate foarte tare la ochi.
Da, a fost bună, a fost frumoasă. Mie îmi face plăcere să vorbesc cu tine și vreau să te întreb, mulțumesc, ce crezi, cum te vezi tu peste 5 ani? Uite aici în București. Aoleo, ce-o fi peste dorești 5 tu? Ani? Ce-mi doresc, am anumite proiecte pe care vreau să le realizez, ținând cont că e pandemia, le coc, deoarece anumite proiecte necesită anumite persoane în viața mea. Ele încă nu au venit, dar o să vină. Am anumite proiecte pentru copii, vreau o tabără pentru copii. Show-ul meu vreau să-l fac, cam asta e. Sper să fiu tot pe scenă. Eu îți doresc mult succes, îți doresc mult succes. Mulțumesc. Și îmi dau seama că avem lucruri în comun, la modul că ne leagă multe de Iași. Eu m-am născut acolo și da, când te aud vorbind de Iași, sigur că mă revăd pe mine în copilărie, orașul, și în adolescență. Mă leagă faptul că ai jucat la revistă și că ești un om făcut pentru și revistă. Și a stat în cabina ta de... și dacă nu greșesc, chiar la masa ta. A stat la cabina mea și iată chiar la... Ai stat la cabina mea și la masa mea, Unico, pe patul meu, Unico, și pe muzica mea. Da. Irina, și mie se mai pare că ești făcută pentru revistă, pentru că ți-am spus, te-am văzut în spectacolul tău, Nepoții lui Tănase, pentru că îți plac sketch-urile, monologurile, da, pentru că ai această aplecare către revistă și către tot ce înseamnă genul ăsta de spectacol, care este un spectacol destul de rar întâlnit în ultima vreme la noi în România. Este deja pe care de dispariție. Noroc că, iată, mai avem teatrul tinerii din București, din Ploiești, care țin destul de bine genul acesta în viață. Dar te văd făcând acest gen și dacă tu ți-ai ales drumul, eu cred că ai făcut foarte bine că te-ai canalizat pe genul revistă. Da, mulțumesc frumos. E mai greu cu textierii, dar da, se toată rezolvă. Lumea se plânge. Se toată rezolvă. Lumea se plânge de textieri, numai dar... de textieri, vă rog să ne scrieți. Cei care știți să și puteți scrie monologuri, sketch-uri, chiprocouri... Uneori și plătim. Vorba ta! Uneori mai și plătim, dacă bineînțeles... Ne înțelegem oricum, adică... Dacă bineînțeles... reușim și într-adevăr, noi să-l scoatem la lumină și să facem lucrul ăsta. Da. Îți mulțumesc tare mult, Irina. Și îți doresc sănătate, mulțumesc, un an nou cu bucurie și anunță-ne când ți se întâmplă lucruri frumoase, mulțumesc, în viața frumos ta și în plan personal, că în plan profesional o să le vedem noi oricum. Mulțumesc. Prefer viața personală să ții mai departe, dar... Da, da, da. Vino tu aici de două ori și sigur rămâne totul secret. Nu știe nimeni, numai da, noi două. Okay. Îți mulțumesc, Irina. La mulți ani, mulțumesc, și sănătate. Te îmbrățișez. La mulți ani și mai bine. Noi ne vedem după publicitate și avem invitați de asemenea de excepție foarte dragi nouă și care cu siguranță vă vor ridica în picioare de oriunde ați fi acum așezați. Despre cine e vorba, aflați imediat.